Voie cu legată de sport, te rog. Era în 2000, dacă, 2000, campionatul european de fotbal, România juca cu Anglia. Pe la Charleroi, pe la undeva prin Belgia așa. Și conferința de presă înainte. Și intră Naimi Ienei, care era antrenorul echipei naționale, și dă bună dimineața, bună dimineața la toți. Conferința de presă, fără exagerare, erau 50-60 de ziariști englezoi. De la toți, de la Sun, Independent, Guardian, toți mecherii din lume. Și zice, înainte de așa, cine este de la Gazeta Sporturilor? M-am roșit, m-am făcut în picioare. Băi, Naimi, în picioare! Și tu erai? Da. Și mă ridic așa frumos în piciorușe, ușor. Nu eram ca... Eram mai costeliv un pic. Și stăteam așa. Dumneata ești, zice, de la Gazeta Sporturilor. Da. Tineri jurnalist, ai ajuns să-ți bați joc de un antrenor bătrân? Mă, curge apile. Ăia din spate englezoi toți mecherii să traducă unul. Ce se întâmplă? De ce îl ceartă pe copilul ăsta? Eu care eram, mă uitam la bocanci. Zice, m-a sunat soția mea de la București. Că dumneavoastră îi face, soția dumnealui citea toate ziarele care păreau în țară, dădea telefon dimineață. Bă, ce a scris ăla despre tine, Godari? Și mi-a spus că am ajuns obiectul dumitale de batjocură. Aia, băi, să traducă, mă, că nu înțelegem ce zice română. Și începe la shame on you, cu care i-a dus. Eu era curgea apele pe mine ca cum ne face Nebi la sală. Mă rog, ca să nu mai lungesc. Și zice, mi-a spus că mi-ai făcut un cap mare așa de logoped. Eu sunt de un scăunel la logopedie. Am văzut că sunt într-o caricatură un nenea Imi așa cu piciorușe ca de copilaș și cu un cap așa mare și sunt la un cabinet de logopedie. Nenea Imi, niciun nenea Imi! Gata, da. Ce se întâmplase? Cozina înainte sau cu două jucase România-Portugalia. Ne bătuse aia cu 1-0 și la sfârșitul meciului ne dăduse gol în ultima secundă. L-au întrebat ziariștii pe Naimi Bre, cine trebuia să-l țină pe ăsta de ne-a dat gol. Și el zice Cosmin Costel contra și era Cosmin Marius contra. Și ăștia zic, Naimi, hai să o potrivim. Deci cine trebuia să-l țină pe ăsta? Și el zicea Cosmin Costel Cosma. Naimi, hai încă o dată. De cine trebuia să-l țină? Bă? N-a nimerit-o de nicio culoare că pe ăla îl cheamă contra. Da? Așa. În țară, în România, erau două ziare de sport. Gazeta Sporturilor și ălălalt. Ei aveau rubrică de caricatură. Dar Naimi, vâltoarea aia așa, a zis, mai care ești de la gazetă? Bă, a făcut cu ou și cu oțet așa 20 de mii. Eu sunt în țară nervos. Bă, v-ați apucat acum să faceți caricatură, bă, să mori. Păi eu stau aici, zic, nu stați voi, bă, nu mai dă asta nicio decât. Ce ai, mă? Păi îți facem declarații cu lei, că Cosmin Marius contra. Oprișeni ce aici de bun. Păi m-a ridicat ăla aia de la sar, râdeau toți, eu eram de ce. Mă zice, noi n-avem caricatură. Băi, ceilalți au. Du-te și explică. Du-te și de ei. Mă, da. Așa a venit la conferință și mi-aș cere scuze, dar nu mai erau ăia toți iariști de mă făcut. Are contra primul meci azi, nu? Da, Cosmin cu Botoșani. Cu Botoșani. Cosmin Costel Cosma. Naimi, Cosmin Marius contra. Cosmin Cosma. Cine a adus, apropo?